Salut! Astăzi o să vă spun povestea celor trei elevi ai mei pe care i-am învățat apicultură. Am elevul ascultător, elevul neascultător și elevul putoare. Adică ăla care nu-i place să facă nimic, care nu a vrut să facă apicultură. Ăștia sunt stupii elevului ascultător. Deci omul ăsta, cum i-am spus eu, așa a făcut. Și au ajuns să aibă stupii ăștia. O să merg în continuare și o să vă arăt și stupii elevului neascultător. Ăștia sunt stupii elevului neascultător. Aici, într-un timp, era curat, era frumos, erau 130 de stupi. Dar, după cum vedeți, neascultarea au ajuns să aibă doar stupii ăștia, adică stupul ăsta. Ăștia sunt stupii celui de-al treilea elev. Ei, la ăsta, să știți, oameni buni, încă îi mai fac stupii și astăzi, după 10 ani de zile. Hai, vă pup și ne vedem sănătoși!